Bună seara și bun găsit! După cum ați fost informați, premierul Marcel Ciolacu a convocat în urmă cu 2 ore o ședință operativă pentru a analiza măsurile ce se impun pe sectorul românesc al Dunării și măsurile de pregătire în condițiile avertizărilor hidrometeorologice emise de specialiști pentru următoarele zile. În urma ședinței, v-am invitat la această conferință de presă pentru a auzi informații actualizate direct de la directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, doamna Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale Apele Române, domnul Sorin Lucaci, și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Fiecare va veni pe rând la pupitru pentru a prezenta informațiile din zona sa de expertiză, iar apoi vă vom răspunde și la întrebări. O rog mai întâi pe doamna Mateescu, director general ANM, să vă dea informațiile de ultimă oră. Bună seara tuturor! Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Venim cu date noi actualizate în această dimineață pe baza datelor de la Centrul European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu, rularea de la 00 și de azi dimineață de la 06. Dacă astăzi, mâine, vineri și sâmbătă contăm pe o vreme deosebit de caldă, vineri, mâine, vom înregistra cea mai călduroasă zi din această săptămână, 33-34 de grade Celsius în sudul extrem, așa cum am tot anunțat-o pe parcursul acestei săptămâni, chiar și sâmbătă, 26-33 de grade în sudul țării. E bine, situația se va schimba începând de duminică, când de la 34 de grade, practic o prăbușire a regimului de temperaturi la cel mult 15 în regiunile intracarpatice, posibil doar 22 în partea de sud-est a țării. Ce înseamnă acest lucru? O spunem de fiecare dată. Un schimb de masă de aer foarte rece pe un fond preexistent de masă de aer foarte cald înseamnă fenomene meteorologice extreme care impun o atenție deosebită în intervalul următor. Și de aceea, astăzi, împreună cu colegii de la Centrul Național de Prognoză, Administrația Națională de Meteorologie, așa cum a spus-o, pe baza următoarelor date din această noapte de la ora 00 și de mâine dimineață de la ora 06, la ora 10, în cadrul Consiliului de Prognoză, va emite o alertă meteorologică generală la început pentru partea de vest-nord-vest a țării, mă refer aici la Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, pentru că activitatea ciclonică în Mediterana este una foarte intensă și vorbim de manifestări de instabilitate atmosferică deosebită în această parte a țării, la început în partea de vest-nord-vest, probabil cu siguranță un cod galben, având în vedere cantitățile de precipitații prognozate la acest moment de până la 30-40 de litri pe metru pătrat, după care, începând de duminică și până luni, aici contăm pe un vârf în ceea ce privește acest episod de vreme instabilă, deosebit de accentuat, să avem zone în țară de cod galben, posibil în toată țara, și chiar și areale de cod portocaliu, așa cum am anunțat în toate intervențiile de asemenea. Cele mai mari cantități de 60-80 de litri pe metru pătrat, posibil peste 90 de litri pe metru pătrat, le așteptăm, așa cum arată datele de azi, în Oltenia, în Muntenia, în Carpații Meridional și de Curbură. Cu siguranță, mâine dimineață, în funcție de ultimele informații, vom interveni conform datelor, astfel încât, dacă există o probabilitate foarte mare de a avea cantități care să depășească pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare în ultimele 24 de ore, valori de peste 100 de litri pe metru pătrat, fie să dublăm avertizarea generală de avertizări meteorologice de cod roșu, de timp nowcasting, fie un cod roșu de la început, dacă aria în care anticipăm aceste cantități este una destul de extinsă și mă refer aici la zone din Oltenia și Muntenia în mod deosebit și zona Carpaților Meridional și de Curbură.
Mulțumesc foarte mult, doamna director. Despre prognoza hidrologică, acum ne va vorbi chiar directorul general al Apelor Române, domnul Sorin Lucaci, pe care îl invit la public. Da, bună seara, bună seara tuturor. Aș dori să fiu foarte clar și să discut despre două aspecte diferite. Unul este subiectul viitorii de pe Dunăre și celălalt este legat de prognoza meteo pe care v-a expus-o și doamna Mateescu și ce se va întâmpla în partea de sud și sud-est a țării. Legat de Dunăre, aș dori să clarific speculațiile care au apărut în special astăzi în presă legat de debitele Dunării datorită acestei viituri. Am citit că s-a discutat mult despre un debit de 15.000 de metri cubi pe secundă. Este un debit care cu siguranță nu va exista în această perioadă. În explicațiile pe care împreună cu colegii le-am dat anterior pe acest subiect, se prezenta un scenariu care era posibil, dar din fericire nu s-a întâmplat în 2006, când s-a apropiat debitul de această valoare de 15.000 de metri cubi pe secundă. Realitatea este că astăzi, la intrarea în țară, Dunărea are un debit de 6.800 de metri cubi pe secundă. Vârful viitorii se va atinge în perioada 2-3 octombrie și va fi undeva, după ultimele date pe care le avem, în jur de 7.500 de metri cubi, care cumulat cu ploile și cu cantitățile de apă aduse din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș, Buzău, care cumulat vor ajunge undeva la 2.000 de metri cubi, vor ajunge ca debitul total al Dunării să atingă pragul de circa 9.500 de metri cubi pe secundă. Deci în niciun caz 15.000, acea valoare de care s-a speculat pe acest subiect. În acest context doresc să menționez că această valoare de 9.500 de metri cubi pe secundă este o valoare gestionabilă din punct de vedere al Administrației Naționale Apele Române. Până la un debit de 10.000 de metri cubi pe secundă nu se atinge nici măcar piciorul digurilor, respectiv a lucrărilor de apărare pe care le avem de-a lungul Dunării. Acesta a fost subiectul legat de Dunăre. Mai departe doresc să mă refer la pregătirile pe care le facem în vederea gestionării prognozei meteo care v-a fost prezentată. Noi, ca Administrație Națională Apele Române, am instituit deja starea de permanență în administrațiile bazinale care vor fi cele mai afectate de aceste precipitații, respectiv administrațiile bazinale Jiu, Olt, Argeș și Buzău, să instituim starea de permanență la dispeceratele din cadrul acestor administrații și la sistemele de gospodărire a apelor care se află în fiecare județ din zonele respective. A fost instruit de asemenea și personalul tehnic de exploatare. De asemenea, pot să spun că personalul nostru supraveghează continuu în această perioadă lucrările de apărare existente, fiind totodată pregătiți pentru intervenții cu utilajele pe care le avem în dotare, cu materiale, cu toate resursele necesare. În caz de necesitate, am solicitat și administrațiilor din zonele limitrove, acestor zone afectate, să fie pregătite pentru a putea reloca utilaje care să fie dispuse să execute aceste lucrări de intervenție, dacă în măsura în care ele se vor impune. De asemenea, prin aceste administrații bazinale și sistemele de gospodărire a apelor la nivel județean, vor fi contactate toate șantierele de construcții care se află de-a lungul
albilor, cursurilor de apă care vor fi potențial afectate de aceste precipitații, respectiv în bazinele de care am amintit, Jiuolt, Argeș și Buzău. Vă mulțumesc deocamdată. Mulțumesc și eu. Bun, acestea sunt prognozele hidrologice și meteorologice. Cum le gestionează și ce măsuri sunt anticipate la nivelul departamentului pentru situații de urgență, ne spune chiar acum șeful DSU, domnul Raed Arafat. Bună seara! Deci, în urma informațiilor care le-ați primit, vreau să vă reamintesc telespectatorilor de faptul că noi la începutul săptămânii din dispoziția domnului ministru Predoiu am avut deja o videoconferință cu toate comitetele pentru situații de urgență din județele care sunt limitrofe Dunării. În cadrul acestei videoconferințe, neștiind încă informațiile care se actualizează permanent și luând în considerare un scenariu poate mai grav, dar acum deja informațiile sunt altfel, noi totuși am solicitat atunci mai multe măsuri. Și am să enumăr câteva dintre ele, care le-am solicitat prefecților și comitetelor pentru situații de urgență. Identificarea persoanelor vulnerabile, cum sunt cele imobilizate sau cele cu dezabilități respectiv, luarea în considerare a evacuării acestora din timp, dacă se va impune, asta a fost una din măsurile cerute, autoritățile locale să ia măsuri pentru informarea populației cu privire la riscurile potențiale, precum și pentru o eventuală evacuare în cazul în care situația o va impune, bineînțeles, asta este, rămâne că dacă o impune situația, informarea din timp a populației, inclusiv prin mesaje RO-alert, cu mesaje clare și informații concrete, mai ales în eventualitatea unor măsuri care trebuie să fie luate în timp foarte scurt. Colaborarea strânsă între reprezentanții structurilor locale din cadrul Agenției Naționale, Autorității Naționale al Apelor Române și inspectoratelor pentru situații de urgență pentru stabilirea măsurilor necesare în comun. Ei oricum colaborează permanent pe teren și sunt împreună în astfel de situații. Montarea digurilor temporare la nevoie și asta iară se face împreună cu colegii de la Apele Române și mobilizarea digurilor temporare către zonele care pot să fie cu risc, dar din fericire, din ce auzim, cel mai probabil nu va fi nevoie de acest lucru. Activarea centrelor de județene de conducere a intervenției la nivelul județelor unde sunt sub alertă și, bineînțeles, în timp util, solicitarea de către inspectoratele pentru situații de urgență pentru suplimentarea forțelor la nevoie către IGSU și către Departamentul pentru situații de urgență. Acum, aceste măsuri au fost recomandate în cazul în care apăreau probleme pe cursul Dunării. La acest moment suntem în așteptare dacă se modifică ceva, dar probabil că nu se va modifica și avem o cantitate gestionabilă pe cursul Dunării. Însă, în paralel, avem problema ploilor și care mâine o să aflăm mai exact care este situația, ce coduri vor intra, care sunt zonele probabil care vor fi afectate sâmbătă seara, duminică, până ziua de luni. Măsurile care le-am recomandat sunt măsuri care rămân valabile în cazul ploilor și în cazul în care ne așteptăm la apariția unor inundații surpriză, cum zicem, sau în unele zone care deja se știe că sunt zone inundabile și dacă de la colegii noștri de la meteorologie, de la Apele Române, ni se spune că există un risc major într-o anumită zonă, să putem să luăm măsurile necesare în zona respectivă. În acest sens, s-a luat decizia de ieri deja și ordinul este pregătit și a fost transmis în țară de mobilizare a unor forțe suplimentare către unele județe. Și anume, forțele urmează să fie mobilizate din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt. De fapt, către Olt se vor mobiliza unele forțe. Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și București, către județele care noi
le luam că sunt județe cu risc, adică Dolj, Giurgiu, Mehedinți, Olt și Telorman. Acum acest ordin este dat pentru o mobilizare care ar fi început în ziua de sâmbătă și am declarat-o, am dat comunicat pe această mobilizare. Totuși, în urma datelor care le vom primi mâine, vom ajusta cel mai probabil această mobilizare de forțe, astfel încât dacă apar județe care pot să aibă impact din cauza ploilor, să nu mai luăm forțe de acolo, să luăm din altă parte. Și vă reamintesc că mai avem mobilizate 1000 de pompieri, o forță de 1000 de pompieri și forța de la Ministerul Apărării de 200 de militari, plus de la Jandarmerie și Poliție, încă la Galați, care activează. Iar schimbul celor de 1000 se va întâmpla mâine dimineață, pentru încă o tură. Așa că, la acest moment, ordinul de mobilizare prevede 330 de pompieri către județele care ne așteptam să fie probleme acolo. Mâine vom ajusta măsurile noastre pe baza informațiilor care le vom primi de la ANM, deci informațiile actualizate. În seara asta va fi o conferință, o videoconferință, care o va conduce domnul ministru Predoiu cu prefecturile din județele care sunt limitrofe Dunării, plus câteva județe care știm că este posibil să fie sub efectul ploilor abundente. Iar mâine, la ora 16, va fi încă o videoconferință, tot împreună cu domnul ministru Predoiu, unde vom stabili măsurile definitive pe baza informațiilor care le primim mâine. Deci, modul în care acționăm acum este o mobilizare, deci planificarea mobilizării de forțe și de mijloace în zonele care sunt cu risc de a fi afectate serios. Bineînțeles, această decizie poate să fie modificată până sâmbătă, când ar trebui să le mobilizăm. Totul depinde de ce informații suplimentare vom primi de la colegii de la ANM, ca să luăm deciziile finale cum ne pregătim pentru intervenție și pentru partea de reacție, dacă se va impune, bineînțeles. Continuând activitatea care o avem la acest moment la Galați. Cam asta va fi modalitatea noastră de acțiune. Reamintesc, astăzi la 19 va fi o videoconferință de lucru cu comitetele pentru situații de urgență din județele care sunt vizate de fenomenele care s-a vorbit despre ele. Mâine va fi încă o videoconferință la ora 16, care va viza județele respective sau eventual și alte județe, dacă ni se da de la ANM, unde se va discuta cu ele măsurile, se vor discuta măsurile care trebuie să le ia. De altfel, toate județele, indiferent care sunt sub cod sau nu, au obligația permanent să se asigure că planurile lor sunt verificate, sunt aduse la zi, legătura cu autoritățile locale este permanentă, iar acolo unde se intră sub cod, că aceste județe vor activa centrele județene și comitetele locale și se vor asigura că avem permanență tot timpul la toate comunele, primăriile, la toate nivelurile autorităților locale în zonele care pot fi afectate. Astfel încât să putem lucra împreună, nu numai prin RoAlert, dar și prin mesaje date la nivelul autorităților locale din timp și asistență către populația care are nevoie de asistență, care trebuie asigurată de autoritățile locale, pe lângă serviciile de urgență care vor fi dislocate. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Până la acea videoconferință la care dumneavoastră și echipa de experți trebuie să plece pentru a putea participa, mai sunt câteva minute în care, dacă jurnaliștii au nevoie de lămuriri suplimentare cu datele de la această oră și cu persoanele pe care le-ați auzit în ultimele 20 de minute, suntem deschiși întrebărilor. Vă rog. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Ați putea să ne precizați, vă rog, dacă ne uităm la bazinele hidrografice cu risc, cam câte localități ar putea să fie afectate? Pentru că vorbim despre mai multe județe. Vă rog, dacă puteți. Asta este o întrebare care o să răspundă colegii de la Apele Române. Spuneți o dată, vă rog. Dacă ne uităm la bazinele hidrografice cu risc, câte localități ar putea să fie afectate de inundații acolo? Pentru că vedem mai multe județe amintite, cam care este numărul localităților care ar putea fi lovite de inundații? Nu pot să vă dau un număr în momentul de față. Zonele cu potențial de risc mai mare pe care le vedem noi sunt zone unde sunt văile înguste și unde
pot apare descărcări rapide prin torenți, în urma unor ploi fulger. Acesta este riscul major pe care noi îl vedem în momentul de față. Vă mulțumesc. Domnule Arafat, și o întrebare pentru dumneavoastră. Până la această oră, prefecții v-au comunicat cam câte persoane sunt în dificultate, câte persoane vulnerabile sunt în caz că ar fi nevoie de o evacuare a acestora? La acest moment nu am aceste date, dar fiecare, și nu numai prefecții, trebuie autoritățile locale în mod deosebit să identifice astfel de persoane pe raza comunelor sau OAT-urilor, cum zicem, unde operează, deci unde este competența autorității locale. Deci, în mod normal, aceste date trebuie să fie deținute de dânsii, trebuie comunicate inspectoratelor pentru situații de urgență, trebuie comunicate colegilor de la poliție, de la jandarmerie să știe de ele și, bineînțeles, la nivelul centrelor județene de conducere. Acest lucru aveau timp să-l facă încă și eu, cel puțin, acum în cadrul videoconferinței care o să fie, o să începem să primim de la ei rapoartele ce au rezolvat, care erau soluțiile care le-au găsit și, bineînțeles, ce au inventariat în zonele lor ca probleme cu risc și, bineînțeles, persoane cu dezabilități și persoane care sunt vulnerabile pentru astfel de situații. Bună seara, Valentin Stan, Digi24. O întrebare pentru domnul Lucaci. Spuneați că la un debit de 9500 de metri cubi pe secundă nu ar fi probleme, vorbesc despre apa care ar ajunge la piciorul digului. Care ar fi debitul la care să considerați că ar putea să apară probleme și dacă este vreun scenariu pe care l-ați luat în calcul în care să apară acel debit? Din punctul nostru de vedere, primele probleme care ar putea să apară în funcție de diferitele scenarii pe care le-am analizat până în momentul de față, este o valoare de 13.500 de metri cub pe secundă, care totuși e destul de îndepărtată față de ceea ce așteptăm. Este o zonă, în zona de confluență a râului Olt cu Dunărea, în zona Islaz. Dar, repet, este o diferență mare față de ceea ce așteptăm. Și o întrebare pentru domnul Arafat. Spuneați că 330 de pompieri sunt pregătiți să meargă în zonele respective, în județele respective. Sunt 330 în toate județele sau în fiecare județ câte? Nu. Sunt 330 care au primit ordinele de mobilizare pentru a merge în județele respective când intra codul, adică cu câteva ore înainte de a intra codul. Asta ar fi însemnat de sâmbătă seara, când intră Vitura. Dar având în vedere informațiile noi care spun că riscurile sunt mai mici acolo, noi acum ne uităm mai degrabă la modelul meteo și la ploile care urmează să vină, ca să adaptăm mobilizarea noastră dacă va fi nevoie. Dar de mobilizat forțe preemptiv în zonele care sunt cu risc mai mare, acest lucru o să-l facem și erau 330 în toate zona, împărțiți cu echipamentele lor și după care se pot mobiliza, să nu uităm. Și un lucru foarte important, fiecare județ, dacă crește la nivel de alertă de grad 4, poate aduce tot personalul din județ la lucru. Nu poate să o facă pe durată foarte lungă, bineînțeles, pentru că personalul trebuie să mai facă turile, trebuie să asigure activitatea de zi cu zi, incendii, intervenții și așa mai departe. Dar pentru faza de intervenție rapidă, până se ajustează numărul, se aduce din alte părți, se poate urca la nivel de alertă de grad 4, ce înseamnă că tot personalul la unități. Deci asta pe lângă ce mobilizăm noi din alte județe. Și o ultimă întrebare aș mai avea în ceea ce privește alertarea populației în cazul unei viituri. Bazându-mă pe experiența de la Galați, oamenii de acolo povesteau că din momentul în care primarul a mers cu portavocea să îi anunțe, bazându-se pe... După ce s-a primit mesajul. Da, după ce. Bazându-se primarul pe mesajul de la dumneavoastră și până a venit Vitura au trecut câteva minute. Prin colaborarea cu ANM, cu apele române, se poate scoate un timp mai bun? Deci acest lucru o să o rog și pe doamna Mateescu să răspundă, dar eu vă spun din punctul nostru de vedere. Este vorba de now casting. Acest lucru poate să-l explice și doamna Mateescu. Deci now castingul nu-ți dă foarte mult timp la dispoziție. Asta este diferența între un now casting, care este o situație fulger, cum se spune, flash floods sau ploaie cu cantitate foarte mare de apă care se întâmplă în timp foarte scurt, cum s-a întâmplat la Galați, 160 de litri, cumulat peste 200 de litri pe metru pătrat. Acolo
situația timpului depinde când se sesizează că avem codul și, bineînțeles, noi automat, când aflăm de la ANM, noi transmitem mesajul. Faptul că primarul acolo a confirmat că a primit mesajul, ce înseamnă că și populația l-a primit, dar unii poate că aveau telefoanele închise, alții poate că le aveau dezactivate. Deci astea sunt problemele care există, poate că unii n-aveau telefon. Ieșirea primarului cu portavocele era pasul următor foarte normal. Faptul că a venit apă foarte repede, asta era pentru că nowcasting-ul era pe o durată foarte scurtă până la apariția fenomenului. Și aici o rog pe doamna Mateescu dacă explică mai mult acest aspect. Așa cum am spus, mâine suntem în ziua de vineri, cu 48 de ore înainte, pentru că vârful acestui episod va fi de pentru ziua de duminică, duminică spre luni și luni până la prânz. Vom emite cu siguranță o avertizare generală de cod galben și areale din Oltenia, Muntenia, Carpații Meridional și de Curbură de cod portocaliu, însemnând cantități de 60-80 și peste 90 de litri pe metru pătrat. Dacă mâine dimineață modelele de arie limitată ne indică o probabilitate mare să avem areale în zonele menționate unde așteptăm cantități de peste 100 de litri, vom emite cod general roșu, tocmai pentru a fi timpul necesar cu 48 de ore să se asigure măsurile de intervenție în situații de urgență generate de aceste tipuri de fenomene. Avertizările de timp nowcasting. Instrumentul principal îl reprezintă radarul. Evenimentele sunt într-o dinamică explozivă în condițiile în care avem mai puțin în 24 de ore schimbări bruște de temperatură și am explicat de fiecare dată și colegii noștri prin toate intervențiile și atunci folosim imaginile radar cu cel puțin 10-15 minute înainte, pentru că avertizarea de timp nowcasting include localități comune care fac obiectul acestor tipuri de informări cu anticipare pentru fenomene severe de 0 până la 6 ore. Condițiile în care deja observăm că în zonă, în ultimele, să zicem, 12 ore, am avut cantități de 60 de litri pe metru pătrat, atunci venim și dublăm această avertizare generală pe tip de nowcasting. De aceea emitem acest cod portocaliu pe baza datelor din această dimineață și de azi noapte. Mâine dimineață finalizăm. Ce vreau să spun? Și avertizarea de mâine dimineață va putea suferi modificări, pentru că mâine este vineri, sâmbătă dimineață, rularea de sâmbătă noaptea și de duminică dimineața, de asemenea ne poate duce spre alte zone în funcție de deplasarea de la vest către est, așa cum arată informațiile la acest moment. De aceea trebuie să fim în permanent contact, atât cu autoritățile, sigur că da, cu dumneavoastră, pentru a transmite mesajul corect și cu un grad mare de acuratețe în teren privind zonele vizate de alertele meteorologice, fie generale, fie de tip nowcasting. Dacă îmi permiteți, o să adaug un aspect aici. Deci, în momentul în care ai un cod portocaliu într-o zonă, automat inspectoratele pentru situații de urgență activează echipele operative la prefecturi. Automat, dacă situația impune, putem activa și echipa operativă la nivelul Ministerului și să activăm într-un mod restrâns CNCCI-ul, Centrul Național de Conducere și Comanda Intervenției. Dacă este cod roșu, atunci acest lucru este obligatoriu și la nivelul Ministerului și îl avem. Depinde acum durata codului, dacă e nowcasting, când a apărut și așa mai departe. Însă, având un cod portocaliu într-o zonă, asta înseamnă autorități locale trebuie să fie vigilente, trebuie să aibă permanența la autoritățile locale, la primării, trebuie să fie în legătură permanentă cu centrele de coordonare de la inspectoratele pentru situații de urgență. Populația trebuie să fie avertizată și informată că pot să apară fenomene mai grave, să fie pregătite să răspundă recomandărilor autorităților care vor veni și vor recomanda anumite măsuri și atunci trebuie să fie cât mai repede aplicate. Trebuie să fie pregătiți de acest lucru. Deci asta înseamnă codul portocaliu din start. În momentul în care am o zonă care are cod portocaliu pe o zi, pe două, înseamnă că toată lumea să fie vigilentă, să aibă telefoanele deschise tot timpul, încărcate, că dacă vine un mesaj alert să-l recepționeze, să reactiveze sistemul dacă l-au dezactivat, și, bineînțeles, să aștepte și informările care vin din partea autorităților locale.
și grijă la vecin, la persoanele în vârstă, la persoanele care stau singure. Aici, automat, primii sunt vecinii, dar și autoritățile locale trebuie să știe de ele în cazul în care trebuie luate unele măsuri. Ne puteți preciza, vă rog, pe baza datelor pe care le aveți acum, care vor fi județele care vor fi cel mai puternic lovite de furtună? Aici, mai degrabă, doamna Mateescu, dacă aveți, vă rog, datele. La acest moment, așa cum spuneam, un areal extins din zona de sud, și mă refer aici la zona Carpaților Meridionali în totalitate, de curbură, partea, cea mai mare parte a Munteniei și partea de vest a Olteniei. Domnule Arafat, pentru capitală s-au luat măsuri suplimentare? A fost nevoie sau o aveți în plan? Deci capitala, dacă va intra sub cod, vom vedea mâine dimineață, bineînțeles, care sunt prognozele, să zicem, cât mai aproape de realitate. Normal că va fi alertată capitala, autoritățile locale, primarii de sector, primăria generală, inspectoratul pentru situații de urgență. Dacă vedem că vor fi sub un impact, probabil că o să reanalizăm mobilizarea de forțe din județele care vor fi impactate, să nu mai luăm de aici, să luăm din alta parte. Deci asta urmează mâine. V-am zis, o să fie o prognoză nou emisă dimineața sau discutată înainte să se emită prognoza finală. Pe baza la această prognoză va fi o videoconferință la ora 16, condusă de domnul ministru Predoiu, cu participarea tuturor, inclusiv a domnului ministru Fechet. Și pe baza acestei videoconferințe se vor lua măsurile care vor intra în aplicare de sâmbătă seara, din informațiile care le avem. Dacă ne uităm la ciclonul Ashley, ați putea să ne precizați, vă rog, care sunt principalele provocări pe care le ridică, care sunt elementele de noutate pentru autorități, dar și pentru populație? Cât de diferit va fi față de ce am văzut până acum? Este o activitate ciclonică foarte activă în Mediterana, acolo unde este foarte caldă, apele mediterane, încărcate cu un aport mare de umezeală, la schimbul de masă de aer deja foarte rece de la latitudini nordice. Activitatea va fi una foarte intensă, așa cum am spus, rapidă. Schimbul de masă este foarte rapid, în 24 de ore prăbușirea temperaturilor de la 34 la 15 grade Celsius, cu mai mult, iată, de 15 grade, și poziționarea ciclonului și alimentarea și din bazinul vestic al Mării Negre. Diferența față de ciclonul Boris, al acestui episod de vreme de instabilă, este faptul că pe undeva suntem norocoși din perspectiva că nu se bazează pe o circulație de blocaj, care să, în condițiile în care să fie alimentat cu foarte multă umezeală, fie cum s-a întâmplat în situația pe zona Moldovei, Galați și Vaslui, cu aport suplimentar de umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, să genereze acele cantități foarte mari de precipitații. Practic, acum situația mătură de la vest spre est tot ceea ce înseamnă și aduce aceste cantități importante de precipitații. De aceea trebuie să fim foarte atenți când monitorizăm și arealele pe care le vom decide mâine, repet, și care cu siguranță vor suferi modificări și sâmbătă dimineață, pentru că avem și dispunem și de informațiile de la modelele pe arie limitată. Da, mulțumim mult! Mulțumim. Va trebui să avem timp să ne deplasăm în partea cealaltă. Mulțumim mult! Mulțumim și mulțumesc și eu foarte mult. După cum ați auzit, autoritățile competente rămân în legătură și noi de la sediul guvernului sau din locurile care unde se adună informația, vă vom ține la curent de câte ori va fi necesar în zilele care urmează. Mulțumim foarte mult.